Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și vă aduc clipuri aici pe canal cu desene anime-uri, jocuri, precum și alte chestii faine, de aceea puteți urpe în două butoane de like și pe cel de subscribe ca să distrugem împreună algoritmul YouTube-ului și să ajungem mai ușor la mai multe persoane. La începutul lunii a apărut Wizard City, acest ultim episod din Adventure Time, și vreau să vă zic și eu părerea mea despre el, pentru că abia ce l-am văzut, dar fiți atenți că dau și spoilere. Acestea fiind zise, hai să vorbim despre episod. So, în acest ultim episod din seria de 4 episoade de Distant Lands, vedem aventura lui Peppermint Butler în Wizard City, un campus pentru magicieni. Episodul începe cu Peppermint, care ajunge în Wizard City și dorește să învețe mai mult despre această artă a magiei. El ascunde însă un secret, și anume că de fapt cel pe care îl vedem nu e Peppermint Butler, ci e de fapt o ființă creată de acesta pentru a se infiltra în acest campus. E, și aici apare prima chestie așa cam, dacă weird neapărat la episodul ăsta, dar până și plotul episodului efectiv ne spune că e povestea lui Peppermint Butler, dar de fapt nu e povestea lui Peppermint Butler, este povestea unui personaj creat de Peppermint Butler. Cred că sufletul lui Peppermint Butler sau ceva de genul, adică, sau era vorba despre personalitate multiplă, în fine, nu știu exact care e treaba, nu s-a zis foarte clar chestia asta, dar ideea este că e cu totul alt personaj, adică nu este povestea lui Peppermint Butler în Wizard City. Și na, asta a fost cam weird în sensul că, da, pare unul dintre personajele importante din Adventure Time, cam atât, adică nu, nici măcar nu putem spune că a avut o influență atât de mare în acest Wizard City și, na, this is kind of, I don't know, nu știu, ideea de spatele episodului nu mi-a prea plăcut așa în mod special. Pep ajunge să cunoască câteva personaje, printre care și Cadebra, ea fiind practic de o importanță mare în acest serie. Ideea all in all al episodului a fost fix cam ce mă așteptam din trailer, el având multe referințe Harry Potter și all in all, nu știu, a fost cam slăbuț așa în comparație cu celelalte episoade din Distant Land. Știți că v-am zis eu că mă așteptam să fie ceva mai big, în sensul că mă așteptam cumva poate să fie o legătură între seria asta Distant Land și alte serii viitoare de pe Cartoon Network, poate ceva, un fel de prezentare sau ceva. N-a fost absolut nimic din toate astea. Efectiv, a fost un episod trântit acolo. N-a avut nicio legătură cu mai nimic din Adventure Time. Tot a fost slăbuț așa. Nici nu știu de ce a mai apărut episodul ăsta, sincer. Deci ăsta a fost primul meu gând după ce l-am văzut. N-a avut niciun sens, efectiv. Nu știu de ce n-au, acum că mă gândesc, nu știu de ce n-au pus Together Again, că ăsta era cel mai important, ultimul, că era un mod fain de a-ți lua adio de la serie. Și l-a pus pe ăsta, tocmai mă gândeam ca un motiv pentru care să-l fi pus pe ăsta. Acum mai mult mă gândesc, bă, cred că l-au pus pe ăsta că o greșit cineva timingul la episoade, cum să apară sau ceva, că alte explicații chiar n-au. Pe lângă faptul că cred că a fost cel mai slab, mă uitam acum pe IMDb, văd și aici îmi zice tot că e cel mai slab. Cam dau și o dreptate la chestia asta, a fost slab, într-adevăr, ca plot n-a prea avut nicio legătură cu celelalte, povestea și așa n-a fost chiar bad, adică a fost enjoyable așa de urmări, poate, cred că au făcut și niște referințe din serie, eu neurmărind seria cap-coadă, nu știu exact acele referințe, poate în special legate de Peppermint, că amintește de un atac asupra Wizard City, cred că asta a fost în serie, bănuiesc că, nu știu, puteți spune voi chestia asta la comentarii dacă ați văzut tot. Ei, și trecând peste acest episod, ca o concluzie așa, seria Distant Lands a fost ok, dar dacă ar fi fost după mine, aș fi pus în altă ordine episoadele, ca să nu ne lase cu gustul ăsta mai amar așa cu ultimul episod. Eu aș fi pus Wizard City primul episod din serie, apoi Bimo, apoi Obsidian și în final Together Again, care cred că era mult mai potrivit ca episod care să închidă seria. Voi ce spuneți? V-a plăcut acest ultim episod din Distant Lands, Wizard City? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Pov, ești în 2021 și vezi că apare Steven Universe Future în română. Are cineva niate clor să îmi curăț sufletul și ochii? Fă evoluția lui Killer Bananas, p. Întrebarea e când mai apar la final. Unde e clipul cu evoluția lui Sorin Brișcaru?